Marți 25 aprilie 2023, de la ora 12, în sala multifuncțională a Consiliului Județean Timiș, va avea loc lansarea proiectului de educație pentru sănătate, Preventim Copiii Sănătoși pentru o Societate Sănătoasă. Evenimentul va fi onorat de prezența președintelui Consiliului Județean Timiș Alin Mica și a inițiatorului și coordonatorului proiectului, conferențiar universitar dr. Emilian Damian Popovici. Proiectul este realizat în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara și Inspectoratul Școlar Județean Timiș, având de asemenea și sprijinul Consiliului Județean Timiș. Preventim copiii sănătoși pentru o societate sănătoasă, își propune să abordeze 5 teme de mare interes pentru comunitate, printre care resuscitarea cardiopulmonară de bază, efectele consumului de droguri, igiena orală, dezvoltarea armonioasă a copiilor și prevenția infecției cu virusul HPV, papilovirus. Echipa de specialiști implicați în proiect este formată din medici de prestigiu, precum profesor dr. Radu Virgil Enatescu dr. Daniela Cârnațu, dr. Olimpia Oprea, dr. Claudiu Bârsac, dr. Dan Șutean și dr. Florin Crișan. Aceștia vor contribui la conștientizarea importanței prevenirii și promovării sănătății în rândul copiilor și adolescenților din județul Timiș pentru a construi o societate mai sănătoasă.